Nu trebuie neapărat. Ne trebuie neapărat un fel de instrument științific care să ne ajute să pătrundem misterele universului sau măcar să dăm foc unei bucățele de hârtie. Copiii sunt curioși de natură, iar curiozitate și meditația merg mână în mână. Dacă vrem neapărat să cunoaștem un lucru, ne gândim la el foarte mult. Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui punct, dar sistemul actual de educație are ceva care în final înăbușă curiozitatea copiilor. Într-o oarecare măsură am văzut acest fenomen petrecându-se la propriul mei copii. Ca părinte, câteodată mă simțeam tracasat că trebuia să mă lupt cu toate deceurile și cum se face și ce ar fi dacă și mă întreb cu care te surprind în mod natural tinerii. Dar întrebările acestea sunt esențiale pentru desfășurarea procesului. Ca adulți, poate că ne grăbim prea tare să răspundem la astfel de întrebări. Fie că inventăm un răspuns sau le spunem adevărul adevărat, încurajăm o mentalitate de genul hai să o facem și pe asta, să ne vedem de treabă. Sunt sigur că învățătorii și profesorii se confruntă chiar și cu mai multe întrebări de acest tip și sunt și mai presați decât noi să-și vadă de treabă. La urma urmei, mai există și o programă și o planificare de respectat. Destul de ciudat e însă faptul că lucrurile pe care mi le amintesc cel mai bine din orele de la gimnaziu, liceu și apoi de la facultate sunt așa numitele digresiuni de la subiect. Îmi plăcea teribil când vreun profesor o lua pe tangentă și, în loc să memorez fiecare amendament din Cartea Drepturilor, ascultam o istorisire din viața lui Thomas Jefferson sau ceva care nu era strict legat de tema în cauză. Tot așa, în mintea mea, meditația este mai discursivă. Se avântă dincolo de ceea ce considerăm noi în general a fi o stare de concentrare intensă asupra unui anumit gând, idee sau concept. Când ne angajăm în procesul de exersare mentală, putem avea o idee precisă în minte, dar atunci când medităm asupra ei, începem să ne punem și acele întrebări de tipul ce ar fi dacă și cum ar fi dacă. Și dacă m-aș hotărâ să fiu o persoană superioară de acum încolo? Cum i-ar fi viața, dacă aș fi un pic mai entuziast? Ce știu deja sau de-abia am aflat și pot aplica imediat ca să pot acționa mai bine data viitoare? Când medităm la aceste întrebări, începem să facem presupuneri și așa e bine, pentru că declanșează procesul. Motivul pentru care e bine este acela că a presupune înseamnă a formula posibilități și a nu accepta răspunsuri absolute de tip dualist, da, nu, alb, negru, bine, rău. Lucrul minunat legat de lobul frontal este acela că îi place foarte mult să se angajeze în acest gen de speculație meditativă. În creierul nostru se găsesc stocate tone de răspunsuri dualiste, relatări de fapte și experiențe arhivate peste tot în creier, pe care le putem sorta ca să răspundem la întrebări într-o clipă și cu puțin efort și angajare din partea lobului frontal. Cu toate acestea, când ne punem întrebări speculative, când începem să reflectăm la alternative și posibilități, lobul frontal se excită și asta deoarece răspunsul e stocat într-un loc anume. E nevoie de ceva să pătur ca să ajungi acolo, iar lobul frontal se dă în vânt să se umple de pământ pe mâini. Bibliotecarii din orașul meu sunt extraordinari. Își petrec mai tot timpul răspunzând unde sunt țâșnitoarea și toaletele. Într-o zi bună sunt și ei întrebați unde pot găsi cifrele statice despre populația Statelor Unite. Sunt tot timpul politicoși și prietenoși cu toată lumea, dar li se luminează fața când intru eu și întreb cum să găsesc informații despre lobul frontal și posibila sa relație cu mărimea medie a piciorului la popoarele indigene din sud-vestul american sau despre corelația dintre regimul pluvial și ascensiunea și declinul sasanzilor. Rumegă bine întrebarea ca să o explorezi. Tot așa face și lobul frontal. Adoră să construiască modele noi de gândire, bazându-se pe căutarea de noi posibilități. Majoritatea
Întrebărilor puse bibliotecarilor le solicită să caute răspunsul la o singură sursă. Când punem întrebări de tip speculativ cu bătaie mai lungă, bibliotecarul din lobul neofrontal trebuie să apeleze la surse multiple ca să găsească fapte și deducții pentru a putea asambla un model care să ne răspundă la întrebare. Dacă ne întrebăm cum ne-ar fi viața dacă ne-am lărgi nelimitat orizontul, în virtutea multelor sale conexiuni cu toate celelalte regiuni ale creierului, lobul frontal se va avânta în acțiune ca un grup de piloți de vânătoare care se află la bordul avionului. Va scoate la lumină în mod natural amintiri din trecut când era mai liber și ne va trece în revistă membrii familiei, prietenii, colegii de clasă, cunoștințele și așa mai departe, ca să-i găsească pe cei care manifestau trăsătura respectivă. În plus, lobul frontal va opri toate celelalte programe aflate în funcțiune ca să-și îndeplinească sarcina. Nu dispunem de un program pentru viața viitoare trăită ca geniu liber gânditor, la care se poate apela ca sursă unică, așa că e nevoie să-l asambleze din mai multe piese și vrea să completeze întregul puzzle. Diferența dintre asamblarea pieselor unui puzzle și acest fel de meditație speculativă este aceea că lobul frontal nu dispune de modelul de pe hârtie după care să se ghideze. Imaginea aceasta este echivalentul personalității noastre din trecut și din prezent. Când punem astfel de întrebări speculative, meditative, de genul celor exemplificate, și apoi le găsim răspuns, am anulat tiparele, secvențele și combinațiile tipice de circuite care se activează în mod normal în cadrul a ceea ce numim sine. Am deconectat programele identității afirmate și am făcut un pas în afara cadrului personalității stabilite. I-am mai cerut creierului și o nouă sinteză a informațiilor de care nu dispune momentan, care nu este stocată într-un tipar obișnuit de circuite consolidate. Ne suspendăm, de fapt, unele dintre tiparele stabilite și creăm un creier mai plastic, mai flexibil. Lobul nostru frontal se dă în vânt după această activitate și așa ar trebui să facem și noi. Suntem pe cale să ne reinventăm. Suntem pe punctul de a activa și alcătui noi circuite în creier. Iată sarcina asupra căreia ne vom aplica în ceea ce urmează. De la atenție la construirea de circuite, cartografierea schimbării și schimbarea hărților. În momentul în care conștiința noastră se concentrează asupra unei reprezentări interioare, iar imaginea respectivă devine mai reală pentru noi decât mediul exterior, începem să modificăm dispunerea conexiunilor circuitelor cerebrale. Cortexul prefrontal creează noi circuite în afara teritoriului familiar al personalității noastre, astfel încât creierul să poată stoca date noi pe care să le trăiască apoi ca experiențe. În acest mod, lobul frontal poate lăsa în creier o hartă a conștiinței, stocată sub formă de nouă amintire. Acest proces de stocare și cartografiere oferă dovezi fizice că mintea a trăit experiența gândului, gândul e apoi reprezentat concret, palpabil, ca niște urme lăsate în creier. Prin intermediul noilor tehnologii de scanare și cu ajutorul camerelor microscopice de luat vederi, putem urmări mintea care trăiește gândul sub forma unor neuroni care se întind în afară ca să formeze rețele nervoase cu ramurile legându-lise în mediul lor lichid. Ce influență are modul în care ne folosim atenția asupra refacerii circuitelor cerebrale? Să presupunem că studiem îndrumările de utilizare a telecomenzii primite odată cu sistemul video. Instrucțiunile cuprind atâtea cuvinte pe care nu le cunoaștem, încât avem nevoie de întreaga noastră capacitate de concentrare ca să înțelegem procesul. În timp ce încercăm să punem lucrurile cap la cap, câinele ne linge pe față ca să-l mângâiem, telefonul sună și el ne doare capul și, în 10 minute, trebuie să mai luăm și pe cea mică de la școală. Sigur că, atenția fiindu-se atât de disipată între diferiți stimuli, descade puterea de concentrare asupra sarcinii imediate. Cel mai mare obstacol este totuși faptul că diferite rețele nervoase consolidate sunt activate de câine, obiect, telefon, sunet, durere, propriu corp și un termen de respectat timp.
Aceste rețele nervoase se încarcă electric la propriu în zona senzorială și cea motorie, precum și în regiunile asociative ale neurocortexului. Cu toate acestea, creierul nu poate fi făcut să se concentreze asupra niciunui lucru nou atâta timp cât se activează toate rețelele nervoase familiare. Creierul e deja ocupat cu atâția stimuli cunoscuți încât nu se mai poate recircuita într-o anumită formație. Suntem desincronizați. Să ducem acest concept puțin mai departe. Când atenția ni se deplasează spre rețelele nervoase deja configurate, câinele, de exemplu, conștientul revine la experiențe și cunoștințe din trecut cu care n-am familiarizat, cu toate asociațiile acestora cu identitatea sinelui. Conștientul nostru ocupă din nou rețelele nervoase formate anterior, care conțin toate asociațiile din trecut care ne definesc. Ne dăm seama că pur și simplu nu ne putem forma deprinderile de care e nevoie ca să ne punem în funcțiune sistemul video, atenția deviază spre o secțiune a creierului deja înzestrate cu circuite legate de identitatea noastră. Iată de ce nu reușim să învățăm calculul diferențial când ne gândim concomitent și la cine vine la cine și cu ce să ne îmbrăcăm. Tot așa, nu e cea mai bună idee să încerci să găsești pe internet un zbor pentru plecarea în vacanță, dacă în mintea ta mai sunt și alte gânduri care se luptă să-ți câștige atenția, de pildă lista de cumpărături pentru cină sau boala pisicii. Ca să ne alcătuim noi circuite de lungă durată în creier, trebuie să selectăm dintre rețelele noastre nervoase ca să construim modelul pe care îl putem asocia cu ce învățăm. Lobul nostru frontal ne permite să decidem ce rețele nervoase să activăm și cărora să le inhibăm activitatea, astfel încât să putem fi atenți la ce învățăm. Problema nu este că pătrundem pe un teritoriu virgin, ci faptul că nu putem amesteca gândurile noi sau originale cu vechile teorii, care nu au absolut nimic de a face cu noile conexiuni pe care le creăm. Când ne concentrăm mintea în întregime asupra unui singur gând, lobul frontal poate reduce frecvența de activare a conexiunilor sinaptice din rețelele nervoase existente în alte regiuni ale creierului. Rețineți, lobul frontal are numeroase conexiuni cu toate celelalte părți ale creierului și controlează modul de funcționare a restului creierului în funcție de obiectul atenției noastre. În consecință, atenția și concentrarea noastră completă îi permit lobului frontal să păstreze în minte imaginile pe care le dorim, oricare ar fi acelea, fără a fi întrerupt de alte rețele nervoase asociative. Iată din ce cauză exersarea în minte ne cere să ne distanțăm de factorii de distragere și trebuie realizată că suntem pregătiți și capabili să ne dedicăm întreaga atenție conceptelor pe care am ales să le transpunem în viață. Să revenim la sarcina de învățare a modului de utilizare a telecomenzii. Dacă ne-am format capacitatea de concentrare și canalizare și dacă am învățat cum să ne folosim lobul frontal într-o măsură mai mare decât individul mediu, ne putem mări semnificativ gradul de atenție dedicată activității respective, în așa fel încât uităm de durerea de cap, câinele care ne linge pe față sau ni se întinde pe picior nu mai există. Sunetul telefonului nu ne mai ajunge la urechi și toată atenția ni se poate focaliza asupra celor învățate fără distragere. În lipsa acestui nivel de concentrare, nu vom reuși totuși să înlocuim circuitele vechi cu cele noi, motiv pentru care, când deprindem prima dată cum să ne concentrăm, este mai eficace să găsim un loc liniștit, să ne așezăm departe de sursele de distragere și să exersăm mental ce vrem să învățăm. Și, în cazul deprinderii modului de utilizare a sistemului video, cea mai sigură cale ar fi să ne apucăm când putem fi singuri, cu telefonul scos din priză și fără alți factori de distragere, cu care să ne solicite timpul sau atenția. Dorim să obținem rezultate, iar atenția canalizată și concentrată le va realiza. Altă cale nu există. De ce să ridicăm un deget? Așa că, atunci când vine vorba despre toată această exersare în minte, noi ce avem de câștigat? Am putea crede că ne putem modifica creierul gândind, dar care sunt efectele dacă există asupra organismului?
Simplul proces al exersării unei activități în minte ne oferă multe avantaje, fără să fie nevoie să ridicăm un deget. Iată un exemplu al modului concret în care se petrece acest lucru. Conform descrierii făcute într-un articol publicat în revista Journal of Neuropsychology în 1992, s-au împărțit niște subiecți în trei grupuri. Primului grup i s-a cerut să facă exerciții în care să-și contracteze și să-și relaxeze un deget de la mâna stângă în 5 reprize săptămânale timp de 4 săptămâni. Cel de-al doilea grup a exersat aceeași acțiune la nivel mental după același program, fără să-și activeze fizic niciun mușchi al degetului. Persoanele din grupul de control nu și-au exersat degetul nici cu mintea, nici fizic. La finalul studiului, cercetătorii au comparat constatările. Participanților din primul grup li s-a măsurat forța degetului în comparație cu cei din grupul de control. Floare la ureche, nu? Cum era de aștepta, la cei din grupul care efectua fizic exercițiu s-a constatat o creștere cu 30% a forței față de cei din grupul de control. Știm cu toții că, dacă plasăm o greutate pe un mușchi și facem acest lucru în mod repetat, forța mușchiului respectiv va crește. Lucrul la care nu ne-am așteptat probabil este acela că la membrii grupului care a făcut exercițiu la nivel mental s-a observat o creștere cu 22% a forței musculare prin simpla efectuare a exercițiului în gând. Mintea, deci, a produs un efect fizic cuantificabil asupra corpului. Dacă putem realiza acest lucru cu degetele, de ce n-am putea aplica același principiu și altor zone, cum ar fi autovindecarea unei boli sau leziuni? Să spunem, de pildă, că ne-am luxat glezna dreaptă. În mod normal, e nevoie de 4 până la 6 săptămâni ca să se vindece, timp în care sunt de folos aplicațiile cu gheață, compresele și elevația. Ce ar fi însă dacă am exersat mental că mergem, că sărim și că alergăm folosind o gleznă afectată și să ne imaginăm că o flexăm și o întindem dincolo de limitele obișnuite pentru o articulație lezată? Ce semnal ar transmite creierul către gleznă, ce efect ar avea asupra procesului de vindecare? Imaginea noastră mentală ar consolida articulația respectivă ca să împiedice reapariția leziunii? Procesul n-ar fi cu nimic diferit de exercițiile cu întărirea mușchilor degetului. Concepția noastră mentală asupra nivelurilor normale de activitate ale gleznei drepte vor activa circuitele și rețelele nervoase motorii corespunzătoare, deja coartografiate în cortexul motor. Exersarea repetată a acestui act mental va începe să contureze, să țeasă, să remodeleze circuite mai avansate ale rețelelor nervoase ale creierului alocate gleznei drepte. Activarea repetată a acestor circuite le va întări modul de interconectare în circuit. Dacă suntem în stare să asociem dorințe un efort concentrat de transmiterea mesajului către țesuturi, glezna ar trebui să se vindece, să devină mai puternică. Semnalul sistemului nervos autonom central, adică sistemul care răspunde de activitățile de reparații și întreținere, va conține o semnătură și un mesaj specifice destinate promovării proceselor de vindecare din țesuturile respective. Activarea conștientă a creierului produce un nivel de conștiință cu energie sau frecvență deliberată care transmite un mesaj către corp. Acest fapt produce efecte măsurabile la nivelul țesuturilor, creând totodată și noi rețele nervoase mai complexe în creier și nu-i nevoie să ridici un deget ca să le creezi. Scurt interludiu despre iubire. Înainte de a continua cu această discuție referitoare la exersarea mentală și procesul de realizare a unei schimbări, aș dori să vă spun câte ceva despre iubire. Deși ați putea crede că ați dat de câteva pagini rătăcite din altă carte, iubirea merită de fapt toată atenția. Când vorbeam mai înainte despre motivație, mă învârteam în jurul subiectului iubire. Acum cred că e momentul să spun lucrurilor pe nume, să declar că vreau să ne îndrăgostim. Și să nu ne prefacem, ci să ne îndrăgostim profund și total de o idee despre noi sau despre universul nostru,
pe care dorim să o vedem fructificându-se. Motivul e simplu. Dragostea este un factor motivant foarte puternic. Procesele chimice cerebrale implicate în dragoste sunt complet diferite de cele pe care le producem în regim de supraviețuire. La toate mamiferele, elixirul dragostei eliberat în creierul mijlociu creează atașament. Îndrăgostindu-ne de idealul nostru, ne atașăm chimic de noua versiune a sinelui nostru. Vă aduceți aminte cum e când ne îndrăgostim prima dată sau cel puțin credem că suntem îndrăgostiți și ne vine să sărim peste munți doar ca să-l vedem sau să o vedem din nou? Niciun alt program anterior nu e la fel de important și nu ne împiedică. Niciun conflict nu ne stă în cale, nicio dificultate nu întâmpinăm ca să-i facem loc acestei noi iubiri din viața noastră. Așa ar trebui să se desfășoare și procesul de exersare mentală a acestei noi viziuni de sine. Trebuie să iubim această viziune, să ne îndrăgostim de ea, să ne mai săturăm de noi, să ne plictisim vreodată de acest concept de sine. Suntem cu toți în devenire. Ar trebui să simțim mereu că vrem să fim alături de și în contact cu acest nou concept. Trebuie să ne atașăm de un model de gândire care să ne inspire, să ne revigoreze, să ne vindece neîncetat. La urma urmei, producerea de noi conexiuni sinaptice este un proces de creație plin de bucurie. Toate animalele sălbatice sunt mai jucăușe și mai vesele în copilărie, când procesul de formare de noi conexiuni sinaptice se desfășoară pe scară largă. Și în exact același fel ca și cu iubirea, când obiectul afecțiunii noastre ne pare încărcarea idealizată a tot ce este pur și adevărat, aceasta este viziunea de care avem nevoie și pentru nou nostru eu. La urma urmei, ce rost ar avea să ne străduim să atingem perfecțiunea? Ce altceva decât un ideal ne poate motiva să dedicăm orele necesare activității de reflecție și meditație asupra unui lucru, oricare ar fi el? De ce să ne propunem un scop sortit eșecului? Oricât de șablonar dar părea, eu sunt în credința că dacă merită să faci un lucru, atunci merită să-l faci bine. Fiți încredințat că mesajul pe care vi-l transmit nu are nimic de a face cu promisiunile vieții de apoi sau cu Poliana, ne un apel tradițional la autoperfecționare și cum să faci să te simți bine. Cred cu convingere că, dacă tot vom dedica niște timp exersării unui nou ideal în lobul frontal, astfel încât ideea să devină mai reală pentru noi decât însuși mediul, imaginea pe care o păstrăm ar trebui să se ridice cu totul la înălțimea cele mai evoluate versiuni a ceea ce suntem sau ne putem aminti că am fost vreodată, indiferent dacă manifestăm un concept mai evoluat de răbdare, hotărâre, sănătate sau recunoștință. Schimbarea, după revenirea în urma unei boli, de exemplu, activează un nivel de conștiință care modifică întregul corp. Crearea unei noi rețele nervoase care pune punct unei relații nocive, disfuncționale din viață și înlocuirea ei cu una sănătoasă, plină de sensuri și iubire, izvorește din circuitele noastre legate de valoare. Să fii mai plin de energie și să slăbești 20 de kilograme începe de fapt mai întâi în minte. Dacă ești mai organizat, ai mai multe ocazii. Exersarea unei noi stări de încredere ne poate deschide noi căi de ascensiune în carieră și în viață în general. Dacă mintea și corpul sunt în armonie, întreaga forță a Universului ne susține. Acesta este nivelul de conștiință la care voința și acțiunile produc rezultatul dorit în mod repetat. Einstein spunea că nicio problemă nu se poate rezolva în cadrul aceluiași nivel de conștiință care a creat-o. Lucru adevărat și când e vorba de cei care s-au vindecat de afecțiuni fizice. Astfel de persoane și-au creat un nou nivel de conștiință în care corpul le primea noi semnale neurochimice și care era diferită de conștiința care le crease afecțiunile. Astfel de oameni au înțeles că, dacă se angajau în exerciții cognitive scufundați în aceleași emoții de disperare, îndoială de sine sau teamă, efortul lor de schimbare ar fi fost sporit eșecului. Și-au dat seama
Casinele lor de până atunci nu era doar plin de emoții autodefinitorii, ci cuprindea și ancestrele mentale care declanșaseră genetica celulară responsabilă de transformarea afecțiunii într-un statu quo definitiv. În schimb, au trecut la o stare plină de bucurie. În esență, când exersăm mental, devenim într-o asemenea măsură altcineva, încât, când încheiem procesul, suntem o altă persoană, cu gânduri și obiceiuri noi. Închipuiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă persoanele despre care am vorbit în capitolul 2, care se vindecaseră de boli grave și ar fi închipuit o tumoare care nu se micșora decât cu un centimetru, cât să nu mai apese pe nervi sau altceva decât vindecarea completă a afecțiunii de care sufereau. Pur și simplu exersaseră să fie sănătoși și fericiți în loc de bolnavi și triști. Sigur că ar fi putut avea și ceva avantaje dacă și-ar fi stabilit niște obiective mai puțin ambițioase, dar, din cauza că și-au fixat ștacheta atât de sus în exercițiul pe care îl făceau, motivația le-a fost mai puternică, iar recompensele au corespuns eforturilor de concentrare focalizată. Mai există un motiv pentru stabilirea unor obiective superioare. Este important să ne angajăm lobul frontal într-o activitate nouă. Am discutat deja destul despre noutate și cum funcționează ea în contextul alcătuirii de noi circuite. Când vizualizăm un nou sine, nu urmează să ne formăm pur și simplu noi circuite, ci asamblăm o imagine sau un ideal tridimensional, holografic despre sine prin actul exersării mentale. Lobului frontal îi place foarte mult să rezolve jocuri complexe de puzzle, înflorește când are de înfruntat dificultăți care îl solicită să combine informații nou acumulate cu fragmente de cunoștințe și experiențe anterioare dintr-o mare gamă de surse pe care să le prelucreze și să le transforme apoi în noi modele și combinații. Lobul frontal este atât de meșter încât capacitatea sa de a construi aceste modele nu e limitată decât de propria noastră capacitate de vizualizare a idealului de sine. Să continuăm raționamentul. A te devota unui nou concept despre sine pe care nu l-ai trăit înseamnă a nu dispune de o componentă emoțională anterioară asociată acesteia. Să nu uităm că toate emoțiile sunt asociate cu o emoție. Din această cauză, singura emoție pe care o putem atașa noi viziuni de sine este devotamentul și iubirea noastră. Să o mai spun o dată. Dacă, de la bun început, iubim conceptul noului sine, devotamentul este singura emoție pe care îi putem asocia, pentru că încă nu avem nicio experiență cu acest nou sine. Experiențele respective urmează și reprezintă o parte importantă în evoluția creierului la cel mai înalt nivel posibil. Efectul secundar al acestui proces creat este bucuria. Condiție mentală bună și rezultate conștiente, crearea noului sine. Scopul acestei cărți este să ne arate cum să ne facem creierul să evolueze. Ne referim la modul în care putem profita de pe urma biologiei cerebrale, mai ales de enormele capacități ale lobului frontal pentru a construi noi circuite, a le abandona deliberat pe cele vechi, demodate, care au încetat să mai fie necesare, și pentru a construi la propriu o altă minte. O conștiință nouă înseamnă un creier nou, iar creierul nou promovează o conștiință nouă. Despre primul pas al acestui proces de dezvoltare, exersarea mentală, am discutat deja. Să mergem acum mult mai în profunzime și să vedem cum să folosim acest proces ca să ne dezvoltăm creierul, să ne schimbăm viața. Aranjarea decorurilor. Înainte de toate, ne ocupăm de manipularea mediului. Prietenul meu, John, descoperise aspecte ale acestui proces atunci când încercase să-și maximizeze capacitatea de creație ca scriitor. Dacă vă aduceți aminte, printre primele lucruri pe care le făcea de fiecare dată înainte de a se apuca de scris și acasă și în vizita în familie, era să-și pregătească mediul. De exemplu, avea obiceiul să-și pregătească scena acasă, înconjurat de lumânări aprinse și muzică instrumentală. Apelând în mod repetat la aceste două mijloace, a început să le asocieze cu zilele propice scrisului.
Creierul nostru este întotdeauna activ când vine vorba de făcut asociații. Aceste asociații pozitive cu lumânările și cu muzica erau avantajoase, dar, în final, John a ajuns să intre în starea de creație și fără ele. Acest demers al lui John de a-și manipula mediul demonstrează cât de important este pentru eficiența exersării mentale să te depărtezi de tot ceea ce este obișnuit, oameni, locuri, obiecte, timp și evenimente care definesc atât de mult rutina și gândirea de zi cu zi. Orice interacțiune întâmplătoare cu oricare dintre acești factori de distragere poate declanșa gândirea asociativă automată. Iată un motiv pentru care călătoriile ne dau deseori posibilitatea să gândim mai clar cu privire la situațiile apărute în viață, să ne plănuim mai clar viitorul, să luăm mai ușor decizii și să ne echipzuim mai coerent următorul pas. Suntem în afara elementului familiar și a tuturor asociațiilor sale. Când ne abandonăm universul tipic, previzibil, mediul nu ne mai determină să ne activăm circuitele răspunsurilor automate de rutină reactive. Exersarea mentală poate fi ca o plecare în excursie, dacă ne modifică mediul într-un fel cu care nu avem asociații anterioare sau pe care nu le-am asociat încă stării mentale pe care o introducem în noul mediu. Desigur că, în momentul în care ne-am pregătit mediul, următorul pas este să decidem ce componentă a vieții noastre avem de gând să schimbăm sau să îmbunătățim. Împreună cu acest lucru, va trebui să acumulăm noi cunoștințe ca să ne reconceptualizăm și să punem noul sine în acțiune. Acumularea de noi cunoștințe. Când aflăm lucruri noi din lumea exterioară, lobul frontal își reactivează tiparele și rețele existente, cartografiate, stabilite în combinații, modele și secvențe diferite. Miliarde de neuroni cu trilioane de conexiuni pot crea în minte o combinație infinită de posibilități. Exersarea mentală și evoluția minții care urmează se bazează pe acumularea de noi cunoștințe și pe aplicarea informației respective, astfel încât să ne modificăm comportamentul și să trăim noi experiențe. Până în momentul de față, discuția despre exersarea mentală și schimbarea prin concentrare s-a axat pe utilizarea de materii prime, cunoștințe și asociații de care dispunem deja. N-am menționat decât întreagăt felul în care cercetarea, expunerea la noi concepte, lectura, urmărirea de emisiuni televizate cu caracter educativ și de informare științifică, precum și alte mijloace prin care acumulăm noi informații, sau trăim noi experiențe, este esențială pentru acest proces. Dacă vrem să devenim o altă persoană sau să manifestăm alte comportamente, nu trebuie să ne limităm la cele aflate deja în stocul existent în creier. Dacă vrem să explorăm noi posibilități, este imperativ să acumulăm noi cunoștințe pe care să le aplicăm astfel încât să putem crea noi experiențe care să implice noi emoții. În capitolul 12 voi aprofunda discuția acestei idei. Acum, după ce am achiziționat noi cunoștințe pentru tursa noastră de scule, suntem gata să ne construim noul ideal de sine. De exemplu, dacă hotărâm să devenim capabili de mai multă compasiune, ne vom utiliza toate circuitele de care dispunem deja și care au legătură cu acest concept. Ne putem gândi la o mătușă cu multe preocupări de binefacere și care a luat în grijă mulți copii cu dizabilități. Ne amintim cât de mare a fost inima să poată cuprinde atâția copii și nevoile lor, spre propria ei mulțumire și că n-am auzit niciodată plângându-se și refuzând ajutorarea cuiva care avea nevoie de el sau avusese mai puțin noroc. Ne mai putem gândi și la mama și la compasiunea ei față de noi când eram amărâți pentru că ne despărțiserăm de cineva. Am trăit și noi acest sentiment și l-am văzut în acțiune de la depărtare. Am citit despre Maica Tereza și opera ei, am văzut filme în care oamenii devotați se neglijează pe sine, punându-se în serviciu celorlalți. În creierul nostru se găsesc deja aceste cărămizi de amintiri asociative. Următorul pas este să luăm materiile prime respective și să le folosim ca să construim un nou ideal. Din nou, luăm fragmentele pe care le cunoaștem deja și le asamblăm altfel. Ca și dirijorul unei orchestre, avem acces la toți
centrii memoriei asociative din creier, punem unele instrumente să cânte, iar pe altele le invităm să li se alăture, ca să producem un nou nivel de conștiință legat de acest concept de compasiune. Putem lua generozitatea spirituală și inima mare a mătușii, înțelegerea empatică a mamei față de nevoile noastre emoționale, cele citite despre activitatea Maicii Tereza la Calcuta și ce știm din textele budiste despre renunțarea la iluzii și să le combinăm într-un nou model de comportament pe care dorim să-l adoptăm ca persoană miloasă. Prin exersare mentală ne putem de pildă plasa o imagine în lobul frontal referitoare la cum vom manifesta compasiune față de sora noastră care se plânge de 15 ani de secătura de bărbatăsu cu prima ocazie când ne pomenim din nou cu ea și cu o listă lungă de tânguieli. Creându-ne o viziune a noi noastre reacții, nu ne vom mai activa circuitele de rutină care ne fac să devenim agresivi și să o punem la zid tăcând, adăugând noi cunoștințe despre ce li s-a întâmplat femeilor care se simt fără scăpare, în capcana unei relații despre care sunt conștiente că nu funcționează, vom începe procesul de construire a noului model de compasiune pe care să-l putem transforma în circuite nervoase în creier, folosim materia prima a experienței și a cunoștințelor anterioare, dar și a celor aflate recent. Această nouă reacție se va consolida prin acțiunea factorului de creștere nervoasă, care ne întreține altădată dependența emoțională de vechea reacție. Acum însă, datorită circuitelor create prin exersare mentală, dispunem de mecanisme care să ne permită să ne comportăm altfel. Lobul frontal ne dă posibilitatea să modificăm circuitele existente ca să devenim o nouă persoană. Singurele lucruri de care e nevoie ca să devenim un om mai plin de compasiune sau să ne creăm orice altă însușire pe care o dorim sunt atenția concentrată, voința, cunoașterea și înțelegerea. Apoi, trebuie să exersăm cum e să fii noua persoană, la fel ca și subiecții din experiența celor care cântau la pian și care 2 ore pe zi exersau ca să-și formeze noi circuite, indiferent dacă pe claviatură sau în lobul frontal. Din nou, așa am devenit capabile persoane la care se face referire la capitolul 2 să se vindece de afecțiunile sale fizice. Tot așa a reușit Malcony să se transforme din criminal în lider venerat al luptei pentru drepturile civile. Suntem capabili să ne reinventăm delibera ca nou individ folosind câteva dintre instrumentele utilizate în mod inconștient la formarea vechiului sine. Printre aceste instrumente se regăsesc înțelegerea legii repetiției și a legii asociației, activarea de noi secvențe și tipare, bazându-ne pe cunoaștere și experiență, deprinderea modalităților de atenuare a sporovăielii interioare, rezultate dintr-o concentrare aproape obsesivă asupra mediului extern și atenția acordată stării emoționale apărute în consecință și de care am devenit dependenți. Toate acestea pun la treabă cel mai mare dar al nostru, lobul frontal.